te spunea că eu n-a să spăl blidele când sunt două femei în casă. Eram unica fată în echipa noastră de fotbal locală și atunci mereu, nu știu cum, toți mă luau de râdere și spuneau că asta nu e ocupație pentru fete. Din păcate, nu am văzut niciodată o femeie care să repare o mașină. Femeia nebătută este ca casa nemăturată. Acest fenomen a violenței este o problemă gravă a societății noastre. Am observat în familie că mama mai mult se ocupă de creșterea și educația copilului, însă eu sunt de părere că și tatăl poate avea același rol. Recent am fost să aleg niște mașinele pentru copilul meu, pentru fata mea. Vânzătoarea m-a întrebat cât are băietul vostru și eu am spus, eu nu cumpăr pentru băiet, eu cumpăr pentru fată. Mă jucam mai mult cu fetele, erau jocuri cu păpuși. Mamele acestor fete se uitau puțin mai lung la mine și m-a bucurat că mama a fost de partea mea. Eu lucrez la spălătorie și 4 boxe sunt ocupate de bărbați și 2 sunt ocupate de femei. Femeile chiar primesc uneori mult mai mult ca băieții și dovedesc să facă mai multe mașini decât alți băieți. Ceea ce e educat din familie că fetele trebuie neapărat să aibă profesii feminine și bărbații doar cele masculine, eu cred că asta este un stereotip care trebuie eliminat din societatea noastră, deoarece cât bărbații, atât și femeile pot îmbrățișa diverse profesii. Chiar și multe familii, prietenile mele, mamele lor, lucrează ca fiind un zidar, dar orice lucru cred că e bine dispus. Eu sper că în viitor profesiile nu vor fi repartizate după genuri, pentru bărbați și pentru femei. Cred că și sper că vor fi catalogate după abilități. Lumea evoluează și tehnologiile la fel. De acum nu va fi nevoie ca bărbatul sau femeia să lucreze cu târnăcopul sau cu sapa sau cu lopata și să depună efort fizic. Cred că de acum vor fi robot și pur și simplu fiecare va putea apăsa 2 butoane și totul va fi gata. Tu ești om cu visele, cu sentimentele, cu trăirile, cu emoțiile tale și după asta ești femeie sau ești bărbat.